E deschis la primărie sau deschide mai târziu? Nu. A, da, o, cu cine aveți treabă? A, aveam treabă aici cu... A venit doamna primar? N-a venit, doamna primar la primă oră. A, pe de-aia că nu-i mașina aici, de asta. Ce mașină? Parcă n-avea la primărie mașină? Parcă avea o mașină, una albastră, parcă sau... A, de care vine doamna? Da. Păi, este în spate, dar nu vine acum. Da. Da, e șoferul cu ea sau? Ok. A, e șoferul sau? Da, bineînțeles. A, deci mașinii primării sunt în spate, în curte. Da. Nu vine șoferul cu ea de acasă acum? Nu, a venit cu ea de acasă și după aia se duce după ea. A, deci șoferul a venit cu mașina de acasă și după aia se spune, de asta, că nu înțelegea, că am văzut cum era, n-a fost mașina azi noapte aici, de asta. Că am trecut pe aici și... Este în spate. În spate, da. Skoda Octavia Alb. Ambitions. Model Skoda Octavia Ambitions. Ambitions? Ce ambițios sunt oamenii ăștia pe banul public. Ia uitați aici. Cât de ambițios sunt ei pe banul public, da? Achiziții. 23.000 de euro autoturism. Skoda Octavia Alb, da? E 736. 736 acum, nu e nicio mașină aici în curtea primăriei. Că a zis că e în spate, da? Nu e nimic în spate. Ia uitați. Ce zice? Cât lux, câtă opulență pe banul public. Climatronic, bitonal. Deci, ce n-are mașina asta? Cotierii. Ia uite. Da. Afișaj, maxi, dot, airbag, genunchi, șofer, airbag, pasager, opțiuni, fel și fel de minuni. Ia uite. Da? Lunetă, încălzită, oglinzi, isturare reglabile, electrici, încălzită, oglinzi și mânere exterioare, uși vopsite, culoare, caroserii, pregătire ISOFIX pentru scaunul pasagerului. Da? Deci, un lux. Și o mașină de 23.000 de euro. Ce n-are, ce nu are, da? Toate dotările. Dar numai că nu e în curtea primăriei. Da? Ora 7.40. Programul ne-a spus tanti că ce la ora 8 și a zis că mașina e în spate, da? În spate nu e niciun autoturism. Poliția este aici. Sunt la poliție să vedem ce rezolvăm. Nu este nici în fața instituției, nici la, da? Nu e nici aici, nici aici. Ei au loc de parcare și aici, în fața instituției, dar nu cred că dacă doamna de la curățenie ne-a spus că este în spate, în spate trebuia să fie. Și autoturism, bine că au mai multe autoturism, nu numai e acela, ei au mai multe, da? La primărie, dar ăla este în mod de deosebit. Ia uite, și excepția mașinilor instituției. Deci, nici nu cred că sunt ale instituției de asta. Mai au și poliție locală aici. Ce tare. Au și poliție locală, ia uitați acolo. Ce glumă bună, poliția locală, banii aruncați pe geam, cu excepția mea ei, Amele, Sis, Vâlcea, Constanța, mea ei nimic. Poliția vă informează, nu vă informează nimic, sunt niște vechituri. Ia să vedem. Ia uite ce. Ce să faci, bă, cu poliția aici? Nu ai, mă. Astea sunt așa. Nu am nicio treabă aici. Nu sunt aici. Uite, am nevoie de poliție, da? Și nu e poliția. Ca să vină să constate persoana, acum la ora asta, lipsesc autoturismul primării.
Uite-ne poliția, uite. Ia uite ce beculeții și-au pus acolo. Dar ce perdele curate sunt. Uite, cu... nu știu ce sunt, încărcătoare sau ce fi agățate acolo. Uite, cum arată poliția în România. Fel și fel de minuni, fără geam, e cald acum. Au aer condiționat acolo, cameră. Dar nu știu de ce nu, ia să, ce să caut numărul de telefon. Aici nu este. Și nu lasă telefon, nu lasă nimic. Și ce să caut pe net. Suna IPJ, că nu. Săruna, doamnă, mă aflu la postul de poliție Cumpăna și solicitam sprijinul poliției. Văd că este o gratie deschisă aici, dar nu este nimeni. Mă puteți ajuta păi, să-mi trimite să... Până la 8 o să ajungă. Ai, cu program. Păi până la 8, până la 8 vreau să da, constate da, personal da, cum să faci o delapidare, adică din banul public mașina primăriei Cumpăna deservește alții funcționari da, ai statului. Nu, păi până în 8 trebuia, că după aia la 8 o să zică că au fost aici. Păi da, dar dacă nu sunt, n-au ajuns așa. N-au ajuns. Da. Da, suntem condamnați în țara asta. Condamnați să fim slugile funcționarilor. Adică ei au drepturi depline. Da, domn. Bine că mi-ați închis. Deci mi-a și închis, doamnă. IPJ Constanța. Dar eu am colaborat bine la, nu știu, am colaborat bine la Constanța, să știți, cu IPJ-ul, dar nu știu ce... Deja încep și îți dau un petec. Eu am nevoie de o fără 10, fără expert. Am nevoie să, ia, să vină și să constate pe stradă lipsește autoturism. Despre ce vorbim? Ce să aștept până la 8? Ia uite, costumii naționali. Vă povestesc eu cum stă treaba și cu costumii naționali. Ce mai face? Bine, sănătos, ia uite. Costumii naționali, vă spun eu și cu asta. Ia uite, aici alte chestii de genul ăsta care zac aici. Am și de la astea niște... Ce probleme are? A, dar asta ce sunteți? Salariat al primăriei. Ca ce lucrați? Sunt inspector cu protecția civilă. Protecția civilă? Da. Unde este autoturismul primăriei? Autoturismul? Skoda aia albă, ăla de 23.000 de euro. Că tot o caut pe aici și Skoda, Skoda albă? Da. N-am nici o Skoda albă. Ăla, de cum îi spune, nu știu exact. Dar ce mașină are primăria? Renault. Așa, Renault ăla, unde este? Probabil că e în cursă. Păi nu, e oferă un sfert, la 8 deschide primăria. Depinde ce program are azi primar. Dacă trebuie să plece undeva mai departe, pleacă înainte de 8. Păi eu stau de o jumătate de oră, pe aici n-am văzut pe nimeni. Adică nu. Nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Și mașinile între două, că mai sunt două mașini. Unde sunt? Alea sunt ale poliției. Poliția locală și... Al poliției locale, da. Dar cine sunteți? Un cetățean din România, un om. Una este parcată. Am văzut-o, așa. Așa. Deci primăria n-a ridicat Renault la care, să înțeleg, care l-a achiziționat. Da. Păi ei au declarat altă, mă rog, tot acolo este. Și mai este una care e în stațiile de autobuz. Acolo? Circulă prin stații, verifică stațiile. Ce verifică la stații? Prezența autobuzilor. Și acum unde e autoturismul ăla? Vreți să întrebăm? Nu, v-am întrebat în asta, nu trebuie să... Întrebăm, ei, nu să știu, la, da, ia dați un telefon, întreba. Unde sunteți, domnule? Și cum, verifică non-stop așa, fără program, fără nimic? Sau? Ei au un program de 24 de ore. A, deci poate să facă ce vrea. Nu face ce vrea. Face ce li se cere. Ia că m-ați făcut curios, ia să vedem cum.
Bună dimineața! Pe unde ești, Dani? Uite-te la Microbuzești, în locul de aici. Acum, în ce locație ești? La biserica Sfânta Marie aici. La biserica Sfânta Marie. Bine. Bine. Da. Asta am putut să vă ajut. Da. Deci, autotăzi în primărie e... 10 CRC. Da, îl lipsește. Lipsește. Nu știu dacă lipsește unul, nu suntem noi. Nu este, nu este în curte. Mi-a spus doamna de la serviciu, de la curățenie, că a fost șofer cu ea acasă, a venit și acum că s-a dus după doamna sau să rămână. Probabil, probabil. Da. Nu știu să vă spun mai mult. Da. Auziți, ce salarii aveți dumneavoastră? Că m-am uitat și n-am văzut. Eu? Da. 300, cum îi zice? E scris pe undeva pe aici că m-am uitat și n-am leu. Găsit. Da, n-am găsit, m-am uitat și de asta, n-am găsit nimic. Nu, no, eu nu sunt funcționar public, eu sunt contractual. A, de aia sunteți așa amabil dumneavoastră. Probabil. Da, păi dacă era funcționar, nu, trebuia să săriți în sus, pe aici trebuia nimica, să... Nu, dumneavoastră de aia v-am spus, fii contractual, aveți un alt respect față de cetățean. Yeah. Dar funcționarul, funcționar este cu totul altceva. Nu, ei au mai mult tupeu, sunt... Au da. Bine, domnule. Nu sunt funcționar, nu sunt funcționar public, sunt funcționar contractual. Deci doamna primăriță aici. Da, eu primăriță. Marian, cum spui, Mariana Gâșu. Gâșu, așa. Așa. Dar să știți ce a făcut atunci, nu? Cu... Atunci atent, nu știu. Când îi striga aia la violență. Aia era zvei, nu? Zvei, nu? Da, bine, domnule. $114 milioane, primar. Zice primar, 9.360. Ce greu vă duc oamenii ăștia. Salarii numai de câte 9.000, 9.000, 7.000, 8.000, de câte 2.000 de euro, de câte 1.500. Ia uite. Da? Și de aici mai scade, mai urcă. O armată de angajați. Deci până aici sunt 35. Până aici sunt 35 de angajați. Plus alți, alte. Dar cum să duc bani așa? Uite. Bibliotecar. Unde e, mă, biblioteca asta? Deci 35 și cu 13 și cu iar cu 16 și iar cu 3, eu nu mai știu câți. Angajați, peste angajați. Ce faceți? Bună dimineața! Gata, ați venit la program? V-ați odihnit bine azi noapte? Da? Lasă că e bine, domnule. Ce viți la stat? Nu? Mașinuța luxoasă. Am văzut 23.000 de euro a dat pe ea. Nu știu, abar. Da, 23.000 de euro. Și acum vă duceți tu la sunat primar sau? Nu știu. A, unde, acum începe programul la noi. Doamna primar e deja la prefectură. Aoleu. Are ședință acolo. Da. Bună dimineața. Unde stați asta? În Cumpăna sau cine? În Constanța sau cine? În Cumpăna? Dumneavoastră. Că de ce mă întrebați? Vă întreb și așa, că vă faceți naveta cu autoturismul în primărie. Ah. Da. Din curiozitate. Are vreo importanță unde stau eu? Nu, ca să calculăm așa, cam cât ar fi de lapidare. Ah. Da. Mergeți la primărie și întrebați. Doamna... Ce zici mai, domnul Cristi, unde puti? Da? Să el acum vine la program. Da, domnul Cristi. Boierul primăriei. Da. Caut mașina și nu o găsesc. Era la domnul Cristi acasă. Păi da. El și-a luat mașină de la stat. S-a împroprietărit de la stat. Am motocenit.
Mâini. Gata, plecați? A venit și la ora 8 cu mașina statului de acasă. Stă, dacă nu are ce să-i deranjeze pe nimic. Filmează, doamna primar. Ce mai face doamna primar? Bine, sănătoasă. Șoferul să primă cu mașina statului. Bine, acasă, pleacă. Are el treabă. Și-a luat autoturism. Am zis că e doamna primar. Da, nu este. De la spate așa pare. Uite, da, nu este. Primărița. Numai diplomă din meritare. Ia uite diplomă aici. Secretariat. Poziție cu vânzare. Expoziții cu vânzare. Nu știu ce cu cine vorbește. Își informează șeful că se filmează. Ce faceți? Nu mai plecați nicăieri? Uite, era 4 ani, mă. Șoferul primăriței, mă. Uite, numai diplome. Numai diplome are primărița. Numai diplome de merit. Secretariat, primar. Primar, ia uite, bă, frate. Toate astea sunt numai de diplome. Tot peretele. Să rămână. Bă, dumneavoastră, dar cine a luat doamna atâtea diplome aici? Toate sunt, da, ale doamnei primari. Radio, România, antena satelor. Da, de exemplu, șoferul să primă cu mașina în primărie, adică el a venit de acasă cu mașina. Eu stau aici, tot urmăresc, m-am dus și în curte, m-am dus peste tot. Eu câte diplome sunt. Cum treceți dumneavoastră acolo în foile de parcurs chestiile astea? Adică naveta lui care e plătită din banul public. Nu sunteți secretară sau? Da, și m-am întrebat cum rezolvați dumneavoastră cu... Da. Da. Vă rog, așteptați-vă până zi. Da? Haideți, că ne faceți de lucru. Vă de lucru? Ne certăm cu oamenii pe aici. Cu cine? Așteptați-vă, vă rog. Da, dar vreau să mă știu la diplomele astea care era doamna prima. De ce mă dai afară? Când vine, domnule? Eu nu vă dau afară, v-am invitat să așteptați. E instituția statului, adică am dreptul să... Este o instituția statului, să, dar... Să văd și eu cum arată, am discutat cu doamna secretar referitor la... Cum să primă omul ăsta cu... Care sunt condiții? Cum să primă omul ăsta cu mașina statului? Merge, așteptați afară, dacă aveți probleme de astea, să nu... Eu v-am rugat frumos... Dar de ce nu mergeți dumneavoastră în birou și vă faceți acolo ce aveți de făcut? Că v-am deranjat eu pe dumneavoastră? Nu, dar păi m-au deranjat alții. Ce v-au deranjat? V-a sunat primărița? Ai gata, nu m-a sunat. V-a sunat primărița? Nu. Dar cine v-a sunat? Uite, nici n-am telefonul la mine. Da? Numai asta vreau să văd diploma de excelență, că îmi place atât de mult când văd aici, uite, diploma de excelență. Deci, numai cu diploma de excelență, da? Excelență. Oh my God. Oh my God. Da. Așteptați-vă. Da, bine, ce să mai văd. Ce să mai... Iată, a venit polițistul local. Mâncat bine, odihnit, cu burta mare. Toată lumea să fie. Bună ziua. Ia să fie, ce-ți fără eu? Da, vă rog, Dani, spuneți. Ce să vă spun? De ce filmați? Păi așa vreau eu. De ce? Să vă și eu, uite, tablul ăsta, expoziția asta, da? Vreau să cumpăr un tablou ăsta și mă uitam. Așa, vor frumos să cumpăr în jos, haideți. Ce faci, mă? Haideți. Vreți, ce faci, mă agresezi? Hai, cobor jos. Ia uitați-vă la ea. Mă agresezi, mă, asta, haideți. Păi, polițistule local, să fac plăzie penală, omule, ce ai? Ia uitați ce mă agresează. Ia uitați ce mă agresează pe mine. Ia uitați ce... Primatul, unde vreți, mă, să mă aici? Hai, du-te-vă la sapă, bă.
Uite la sat, vă plânești pe... Ia uite ce mă agresează. Ia uite ce mă agresează. Ce polițist local. Bă, pune mâna și... Pune mâna și... Angajează-te la o... La o firmă serioasă, nu la primărie. Că aici se întâmplă numai nenorociri în primăria asta. Lasă ușa, domnule, deschisă să vină... Să vină... Ce problemă aveți? Dar ce treaba mea cu tine? Ce problemă aveți? Păi am și eu o problemă cu primărița. Așa, așteptați. Păi și de ce mă dai tu afară pe mine? Așa. De ce? N-ai voie să filmezi. Cum să n-am voie? Unde scrie? Știi tu vreo lege, știi ceva? Ce prim... Ce... Ce polițist local? La ordinul primar. Domnule, instituții publică aici. Domnule, instituții publică aici. Domnule, a venit să mă agresezi. El mă agresează. Iată. El a venit să mă agresezi. Ce tare. Ce mă agresează el pe mine. Mă agresezi, coane, mă agresezi. Într-o instituție a statului, care e plătită din banii contribuabilului, ca să-și facă oamenii ăștia treaba aici. Încași dreptul, îmi încași drepturile. Hai, domnule, vezi de drum. Îmi încași drepturile. Vezi de drum de aici. Hai. Ce tare. A trecut de ora 8, sunt întârziați toți. Așa să vin la stat. Veniți la ora care vreți voi. Te uite ce m-a agresat. Ce m-a agresat localul? Păi îți fac plângeri cu ani pentru agresiune. Mă limitează la drept, mă dă afară într-o primărie a statului. Ia uite cum stă cu mâna, zici că se scarpină. Uite-l, 4x4. Ia uite ce face el mie. Ce m-a... Gata să cad în cap pe scările alea. Ce mă împingea? Da, puteam să-mi rup piciorul. Puteam să-mi fracturez glezna. Ia uite-l, mă, cum stă el, mă, în primărie. Obraznic, mă. Ce obraznic, mă. A primit ordine. A primit ordine. Da. A primit ordine. Aia știe el. Să primească ordine și să le execute. Ați întârziat, doamnă, la program. Erați la privat, veneați la... 8 fără. Nu la 8 și... A doua mașina primăriei, a poliției locale. Ce m-a agresat pe mine localul? Incredibil. Mașina care asta suferă acasă. Sunt la poliție și n-are nicio treabă. A venit și băiatul de la pază. A crezut că vii să mă bați. Doar ce m-a bătut polițistul local. Sănătate. Dar nu, n-aș știu de ce vii la mine. Zic, ia uite, mă, să ia și pază de mine. Eu ce agresiv e localul, mă, frate. Mă. Păi dacă mașina asta trebuia să stea la aici în curte și este la el acasă, n-a primit tot de la primăriți, a sunat la poliție, n-a vrut să vină. Poliția trebuia să ia măsuri până acum, nu se lasă pe ăștia să facă delapidarea asta aici, chiar lângă poliție. Eu ca și polițist mă autosesizam și mai verificam o dată la două termeni să văd dacă sunt aici, nu să văd și eu, doarme mașina asta aici, nu doarme, că până la urmă poliția trebuie să mai și autosesizeze, nu trebuie să lucrezi numai la sesizări și la reclamații. Sunt eu la 1-2 acum să vedem ce... Dacă nu-mi trimite poliția, am sunat... Aici, urgență aveți. Să rămână. Doamnă, eu am sunat la poliția, Cumpăna și văd că nu se poate. Am dorit să intru în primăria din Cumpăna și un polițist local m-a agresat, m-a împins pe scări, gata să-mi rup piciorul. Când v-am pins? Acum, e aici și așa, adică omul interzice accesul într-o instituție a statului pe motiv că am eu un telefon și că prezint niște probleme de interes public. Vă rog. Sunteți precipitat și nu vă înțeleg. Vă înțeleg că sunteți supărat. V-am pins pe scări acum și aveți piciorul rupt? Nu l-am, dar m-a agresat și
Vreau să știu, de să vină poliția. De polițistul de... local. M-am pis pe scări să-mi rup picioarele și să-mi spar capul. Dar aveți nevoie de îngrijire? Nu, nu am, dar așa ceva este... De poliție, da? Da, doamnă, așa ceva nu se poate în țara asta. Am înțeles. Unde sunteți? În fața primăriei, cumpănă. Vreau să vină Poliția Națională să ia măsuri. Deci în fața primăriei, sigur, da? Da, chiar aici. Cum vă numiți? Nițu Robert Gabriel. Și ce vârstă aveți? 42. Rămâneți să vorbim cu da. Poliția, cu șanța să nu închideți. Alo, bună dimineața. Bună dimineața, ce domne, urgență aveți? Domne, am fost agresat de polițistul local din primăria Cumpăna. M-am pis pe scări de repetate rânduri, să norocul mi-a fost că am fost stabil. Și nu mi-am fracturat sau... Nu se poate, comportamentul ăsta ieșit din comun și agresiv nu este tolerat în țara asta. Sunt în fața primăriei, da, sunt în fața primăriei și solicit sprijinul poliției. În ce sens? A închis și ușa la primărie, el nu interzice accesul, adică totuși primăria este o instituție publică cu liber acces, nu poate fi îngrădit și să fiu eu pe motiv că am un telefon în mână și că filmez eu pe aici niște chestii de interes public. Vă rog. Ascultați-mă, vă rog. Păi da, cu filmatul ăsta, tot timpul trebuie să filmăm, asta e primul lucru pe care îl facem. Ascultați-mă, vă rog. În primul rând, dacă doriți să faceți o sesizare la adresa poliției locale, puteți face ori la conducerea primăriei, în principiu, doamna primăriță, cred că este la Cumpăna, sau la colegii mei, la Poliția Națională. Da? În momentul ăsta, dumneavoastră, nu aveți viața pusă în pericol și ceea ce vă spun eu acum, vă spun și colegii mei. Va trebui să depuneți o plângere scrisă împotriva dumnealor. Asta dacă doriți. Da, eu vreau ca să vină poliția să identifice polițistul local, să constate personal ceea ce am spus eu, să ridice camere de supraveghere, pentru că ei le pot șterge între timp. Domnul Robert, da. Polițistul local poate fi identificat și în alte modalități, numai să vină personal acolo. Da, ei da? Pot șterge camere de supraveghere până când cercetează poliția. Ne ducem departe cu imaginația, ștergem da. Supraveghere și așa mai departe. Poate nu într-o zi și dumneavoastră dacă intrați aici o să fiți agresați și după care să primiți bun, același răspuns. Ce aveți de făcut, dacă doriți să luați aminte la ce v-am spus, va fi foarte ok. Da. Da, am mai solicitat da? Poliția privind o delapidare, dar tot așa, nu, deci nu se poate colabora cu poliția, am înțeles. Poți să fii și bătut și da, da. Am înțeles, da. Bine, domnule. Bine, domnule, să dați amenzi în continuare, că asta e menirea. Mi-a închis telefonul. Da, asta este. Deci sunt și la poliție, sunt degeaba. La 112, am sunat la 112, da? Că m-a agresat omul ăsta. Să poate așa ceva. Uite, mașina statului care a fost în curtea șoferului. El a venit la program, la 8, da? Până acum, mașina a fost, dacă eu solicit să verifice camerii pe ultimii 30 de zile, uite, polițistul local care m-a agresat, ei poate să le șteargă acum, da? Poate să șteargă camerii. Da, pur și simplu. Juliane, dacă poți, te ești singur la întuneric, dă-i un acel glasul, are dușman, are martor, are ceva? Aici s-a ajuns la Cumpăna. Localitatea este condusă cu mână de fier de Mariana Gâju, o persoană care aduce usanale șefilor ei. Când vă compara cu mama tuturor copiilor României și care nu suportă să fie criticată. Ori de o vreme primărița din Cumpăna a început să fie criticată. Opozanții ei din politică și din societatea civilă au început să scoată la lumină mai multe nereguli. Și descarcă moluz. Moluzul ăla pe care ne spunea nouă doamna primar că îl cară alte partide. Aveți o autorizație pentru gunoi? Dacă șoferul știe treaba asta, doamna primar și domnul vice... Cam asta-i Cumpăna, sat european. Mariana Dezunis. Unul din criticii primăriței este activistul civic Nicu Nicărel. La ură și discriminare împotriva mea. Nicu a sesizat derapajele administrației de la Cumpăna. Mariana Gâju a reacționat și l-a apostrofat pe Nicu într-o ședință de consiliu. Nu merită din partea restului locuitorilor comunei Cumpăna niciun fel de respect, de stimă. La
alegerile locale, primărița a intrat în secția de votare pentru a-l jigni pe Nicu Nicărel și l-a făcut în toate felurile. Oameni fără caracter, care nu au făcut nimic pentru comuna asta. Nu există autorizații. Bă, că timpule, bă, de încată ai verificat paradigmul și codic, dacă n-am cum să le spun. Poți să le distrezi cât mai vrea și să dai unde îi vrea. Nici nu știu cum să spun. Ești atât de mic față de tot ce înseamnă comuna acum până acum. Domnul jandarm, a venit să mă jignească în secție. Da? Atât a răspuns, nimic. Activistul nu s-a lăsat intimidat. El a continuat să critique regimul Gâjul, iar primărița a pus la cale o strategie specifică lumii interlope. Căpatul i-a îmbrânzat după ce l-a înjurat până sau ce a făcut acolo pe grupul ăla. I-a răspuns cum i-a răspuns. Ăștia sunt consilierii PSD. Așa învață primarul Gâjul PSD-ista comunista. Știți foarte bine că astea au fost discuțiile și comentariile. Deci le știu de peste, fraților. Așa răspunde. Deci ascultați-mă ce vă spun. A vorbi urât înseamnă îmi pune și eu pe cetea. Iuliane, eu nu e bine ce spun acum. Dacă poți, când ești singur la întuneric, dă-i una și lasă. Dar tu ce-ai văzut? Are dușmani, are martori, are ceva? Dar aici te-a văzut o țară întreagă. Sau o lume întreagă, nu o țară întreagă. Și atunci am ce-am făcut. Dacă am ajuns să vă spun lucrul ăsta, pe ce vezi? Aici s-a ajuns la cumpăna. Măi, oameni buni, avem de-a face cu o primăriță care instigă la violență și nu o să-și dea demisia, stă cocoțată în fruntea comunei. Foarte multe nereguli am găsit, o să vă le arăt imediat despre ce este vorba, inclusiv lipsește autoturismul primăriei. Deci, practic, știți foarte bine, delapidarea este permanentă. Haideți să vă arăt și cam cum să duc banii din primărie. Deci, doamna conduce primăria cu o mână de fier. Asta a înțeles ea. Da? Așa a înțeles că trebuie să fie condusă o primărie. Haideți să vă arăt ce face cu coana, după care, da, continuăm. Între timp a venit și poliția. Ce vă spuneam eu, la o comună de 12.000 de locuitori, da, deci o comună de 12.000 de locuitori, să duc banii pe publicitate, pe ziua recoltei, fel și fel de matra pazducul, care o să le vedeți în scris, da? Cel mai bine. Bună ziua! Bună ziua! Ce mai faceți? Bine, sănătoși? Am sunat la poliție, da, dacă nu ați venit în timpul real. Ce? De ce? Ce, mă bate sau mă împușcați? Mă împușcați, cred, până la urmă. Aveți pistol, mă împușcați și gata. Nu? Păi, eu aveam nevoie de poliție, să trăiți. Uite, un polițist corect. Aveați nevoie de poliție. Sunt mulți, să știți, nu sunt doar. Da, dar domnul, nu știu, nu m-a great. Nu știu de ce, că nu i-am făcut nimic. Da, aveam și nevoie de poliție puțin, dacă... Aștept, nu mă grăbesc, da? Mulțumesc. Ce am ajuns în țara asta? Să mi se întâmplă numai necazuri datorită funcționarilor care sunt plătiți să ne aperi, să ne protejezi, să ne conferi un trai decent. Da, și intri într-o instituție a statului în primărie, pe care ești... Dar nu știu cum de nu... Mi-am spus și glezni, nu mi-am rupt picioare. Deci... Toate astea stă pe trei numai în România. Atât. Camera de la poliție bate exact aici, unde este și intrarea la primărie, da? Adică ar putea să vadă de fiecare dată când autoturismul ăsta al primăriei lipsește de la orele de program. Da, cine să se uite la camera asta?
cum să duc banii publici pe costume. 4.157 de euro. Dar ce costume? Bună ziua! Atenție, domnule. Principala Limca News, sunt șeful de post. Da, ce foarte bine. După... Da. Vreau să vă spun că discuția este înregistrată audio-video. De ce se întâmplă? Am fost în primăria aceasta. Da? Că știam că sunt niște costume de astea populare și vreau să le văd și eu. Așa. 4.100 ceva de euro au costat. Vreau să văd, adică încă mai am dreptul să intru într-o instituție a statului. Am înțeles că sunt și niște expoziții la vânzare, niște tablouri. Am vrut și eu să văd despre ce este vorba, inclusiv să vorbesc cu doamna prima, dacă este să fie. Din păcate, mașina aceea, care vezi dumneavoastră acolo, n-a dormit azi noaptea și nu... Adică e mai mult la șofer acasă. De lapidarea asta este permanentă. Înțelegi? La ora 8, șoferul a venit de acasă cu mașina, l-am așteptat aici. Așa. Inclusiv vreau să sesizez chestia asta la poliție, numai că se aici deschidea la ora 8. Deci la ora 8 deja, doar dacă verificați camerele... Nu, am avut o misiune operativă de dimineață. Și ce s-a întâmplat? În primărie a venit domnul de la poliția locală. Da. Dom'le, m-am prins pe scări repetate, rândul ăsta, ați văzut cum sunt scările acolo. Norocul mi-a fost că nu mi-am scuțit glezna sau nu mi-a rupt piciorul sau n-am căzut în cap. Deci a avut o purtare abuzivă. Articolul 296 încă este în vigoare. Cunosc articolul, da. Vă rog frumos, vreau să-l legitimați, vreau să fac plângere penală și să aplicați legea. Efectuați plângerea, tocmiți da, plângerea la dumneavoastră aici penală, intru ca să fac plângere, dar vreau să-l legitimați pe domnul, că este aici. Voi merge, voi merge eu personal ca să efectuez această legitimare. Da, cu privire la procedura pe care o voi aplica în cadrul dosarului penal, activitățile le voi face eu. Nu este necesar să mă îndrumați dumneavoastră cu privire la activitatea pe care o voi face. Da? Da. Bun. Așa, bun. În referire la, la plângerea pe care doriți ca să o depuneți, vă invit în sediul postului de poliție. Vă invit în... Mă lăsați ca să vorbesc. Da, fără... Bun. Așa. Imaginile video se ridică în baza unei ordonanțe care este stipulată de către articolul 170 din codul de procedură. Din codul de procedură penală. Această activitate se face în baza ulterioră a dispunerii urmăririi penale în cauză, bineînțeles, în baza plângerii dumneavoastră. Da, păi asta o să fac. Timpul ilimitat, adică 30 de zile, nu știu dacă... Și chestia că ei au știut camerele este infracțiune. Imaginile video se stochează pe o perioadă minimă de 21 de zile la instituții publice. Să nu le șteargă la asta, de asta... Ce anume? Să operați când mai repede să le șteargă, că sunt care șterg. Ștergerea imaginilor reprezintă o infracțiune, da? Asta, bun. Da. Așa, bun. Aceste aspecte se vor clarifica în baza dosarului penal care se va întocmi. Să legitimați pe domnul. Ce anume? Să legitimați pe domnul, să vă spun. Voi efectua eu legitimarea respectivă. Nu este necesar să mai puneți dumneavoastră. Polițiști locali, Nu. Ideea este că nu dumneavoastră îmi spuneți ce să fac. Nu, numai să vi indic care din ei, că mai mulți. Sunt mai mulți. Îi voi legitima pe absolut toți care sunt dumneavoastră. Și ulterior, printr-o planșă foto, pe care vă voi chema în cadrul unei proceduri judiciare să efectuați o recunoaștere după foto a persoanei care... Aoleu, păi da, mergem, domnule, aici, fiind de la Buzău, să mai recunosc persoana... Procedura penală este procedura penală, da? Domnul polițist, vi-l arăt eu acum, nu trebuie să mai vin încă o dată, să mai fac 70 km, să recunosc un polițist local care e acum... Participarea la o procedură penală este participarea la o procedură penală. În momentul când sunteți citat ca și persoană vătămată în cadrul unui proces penal, vă prezentați. Da, știu. Asta e scopul poliției române, să mă plimbi pe mine pe drum, să cheltui bani. Nu comentez care sunt scopurile poliției române și nu intru în jocul dumneavoastră de cuvinte. Eu încalc legea acum, că vă spun de asta să vi-l indic, că este aici, să vi-l indic cu acest poliție local. Asupra procedurii pe care o voi urma în cadrul unui dosar penal, este suveran procurorul. Procurorul mă coordonează în soluționarea unui dosar de urmărire penală. Codul de procedură penală spune că supravegherea este exercitată de către procuror. Da, mă descurc, am bani de benzină, am bani de hotel, nu-i problemă. Da. Da? Asta este o răutate care o faci noastră cu mine, pentru că normal nu pot să mă exprim asupra... Să veniți să vă scoamă, vă indicam cine este și nu trebuia să vină să mă pun pe drumuri ca să mai vin să recunosc cu poliția locală. Acum, sfințe. Domnul Nițu, nu... Eu v-am explicat care este procedura pe care o voi urma.
Din moment ce această procedură este stipulată în documente, în documente legale pe care se vor întocmi... Dar tot în legea 218 spune că poliția trebuie să constate personal. Adică asta vă solicit să mergeți să constatați personal la 10 metri de dumneavoastră. Nu trebuie să mai fac eu încă 700 km. Nu, este vorba de un dosar ca penal. Ca să recunosc pe ceva care este în momentul ăsta aici cu noi. Este vorba de un dosar penal și aspectele procedurale care se asta întocmesc în dosarul penal se efectuează pe omul este aici. Supravegherea unui procuror. Da, domnul ministru? Recunoaște-vă, nu vorbesc, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu voi legitima absolut toate persoanele în cadrul ulterior depunerii plângerii dumneavoastră, după care vă voi solicita prezența în vederea efectuării unei recunoașteri după fotografii. Este o procedură care se aplică în cazul unui dosar penal. Da, bun, gata, nu pot cu dumneavoastră. Merg să fac plângere. Vă rog. Da, bun. Vă aduc la cunoștință că nu aveți voie să filmeze în interiorul postului de poliție, pentru că este clasă de securitate. Da, dar nu le închid telefoane și mergem să facem plângere. Gata, domnul poliție. Până la urmă am rezolvat-o cu domnul șef de post. Am colaborat bine. Am făcut plângerea penală, să stea domnul de la local liniștit că nu scapă. Purtarea abuzivă, așa cum am spus, articolul 296 este încă în vigoare. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-am rupt glezna sau piciorul și așa mi l-am mai rupt de vreo două ori. Sau că n-am căzut în cap pe scările din primărie. Probabil dacă era o altă persoană, fără doar și poate putea să-și fractureze sau să-și rupă română în picior și tot așa. Nu știu, eu am colaborat bine cu poliția aici în Constanța, chiar foarte bine, mai ales cu cei de la Ovidiu, foarte, foarte bine. Și aici, până la urmă, ați văzut polițistul cel tânăr, a înțeles că, de fapt, rolul meu este să vin în sprijinul poliției și în sprijinul legii, adică eu nu sunt un infractor, să fac infracțiuni, după care poliția să îndea cu bastonul la vioale. Durează, asta e toată treaba. Dosar penal, înregistrări, cutare, durează ani de zile, până atunci, până când nu este condamnat, da, până nu-i condamnat polițistul local pentru purtarea abuzivă care a făcut-o, că nu este normal să intri într-o primărie și să îți poți risca integritatea ta corporală, practic. Adică să fii cu motiv că filmam eu. Păi ce, da, ce am filmat? Diplomii de excelență, costumele, ce vă spuneam, să vedeți câți bani s-au dat și așa. Și ia uite, părine, da? Domnul șofer, uite. El, de exemplu, el, ia uitați, el parcă am așteptat pe contrasens, da? Uite, uite. Vedeți? El e pe contrasens acum parcat. Da? Inclusiv astea două care erau aici, care nu sunt ale MEAI-ului. De ce? Pentru că trebuie să scrie MEAI, cum scrie și pe autospeciala de poliție, da? Ei trebuie să fie sancționați. Uite, spune-i sub declar, da? Și uite, pe nenea care, nenea șoferul. Și el merge cu mașina acasă, vine, pleacă, a spus și doamna de la curățenie, da? Astăzi. Și l-am așteptat și a venit om aici. Nu se poate așa ceva, băi frate. Nu se poate așa ceva. Deci în țara asta, regii României ei sunt. Funcționari. Funcționarii statului care plătim să ne ajute cu ceva. Cu ce să ne ajute? O primărie de 12.000 de locuitori care dă bani la presă, dă bani la spectacole, dă bani la... O să vedeți, vă arăt acum, să vedeți toate. Cum se duc banii pe... Da? Poliția locală, a venit ca să mă agreseze. De-aia vine el primărie, să mă agreseze pe mine. Da. Dar a plecat, uite, nu mai este. Nu mai este, m-a agresat și a plecat. După ce când a văzut că am intrat poliție ca să nu-l identifice, a plecat. Și ce spunea domnul polițist că trebuie să vin eu iar să îi pun pe ăștia la zid și să-i identific eu. Asta e științifico fantastic, dar mă rog, vin de la Buzău, la Constanța, nu e nicio problemă.
vin să-i fac plăcerea domnului polițist. Deși ar fi fost mai simplu și mai obiectiv să vin, îl legitimăm. Și cam asta era, adică nu era nicio problemă. Dar așa e când ești șef de post și ai lumea la picioare, poți să faci cât îți permite legea niște inconveniente. De astea, ca să demonstrezi faptul că tu de fapt apreciezi persoana respectivă pentru ceea ce faci. Adică că l-am reclamat pe domnul, de exemplu cu, da, cu autoturismul care se plimbă eu. Sau că adu la cunoștință publicului ceea ce se petrece aici, în primării, cu banul contribuabilului. Să vedeți și voi cum se duc bănuții. Bun, haideți să vă arăt cum să cheltui bani în primăria asta. Ce vă spuneam, da? 4.157 de euro pe 8 costume de 8 costume de fată și 10 de băiat. Adică 1.400 de lei un costum, cât un salariu minim pe economie. Așa s-a ajuns la suma asta. Deci 8 costume de băieți și 10 costume pentru fete. Da? 1.400 de lei un costum și 770. Niște cărpi cu sute cu ață roșie și cu ață albă. Da? Sau neagră. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Chestia asta este prea pe față. Publicitate, da? Permanent, cu coana asta de la primărie, ea are nevoie de publicitate, da? 515 euro. A plătit toată presa. Deci fiți atenți, da? 515 euro. Pe 14 noiembrie 2022. Permanent, da? Difuzări cu durata din... durata de 30 de secunde. Pentru 30 de secunde a dat 2500 de ron, adică ceea ce am spus mai devreme, da? 515 euro. Cât, ce să mai, nu știu cât mai e salariul ăsta pe mine pe economie, dar cred că cam cât două salarii, că lumea încă mai ia 1300 de lei bani net, vorbim. Da, bun. La Publicitar TV, nu știu ce, haideți că să mai vedeți, nu acu de astea, dar alt, eu, iar, servicii de promovare. Deci trebuie promovată prin, cu coana. 18 octombrie 2022. Da? 1237 de euro. Servicii gestionare Media Info Channel SRL. Mamă, vă dați seama unde transmite pe ăștia. Deja ajung și în, pe canalele internaționale. Uite. Info Channel SRL. Servicii de promovare. Ce suferi de promovare cu coana, bă? Nu se poate așa ceva. Suferi de promovare după ce ar fi trebuit să-și dea demisia la cât a instigat la violență. Tot așa, da? Bun. A, ce n-am înțeles eu? Cu ambulanța asta privată. Ei ce? Ei solicită serviciul de ambulanță privată în caz că să face, știu eu, un bâlci sau un spectacol. Îi plătesc pe oamenii ăștia. Să vedeți și câți bani s-a dus la pe chermezii. Deci ei în permanent, da? Și aici la fel, da? 9.072 de euro. Pe 20 septembrie 2022 și cum că 928 cu ambulanța, atât a costat chermeza. Adică 10.000 de euro. 10.000 de euro pe o chermeză
pe o chermeză făcută în, pe 20 septembrie 2022. Și aici spune, asistența medicală, ce, da? Nu știu ce... A, uite, asta a fost. Rodul pământului, ziua recoltei. Deci asta a fost, vă dați seama. Toată lumea am fost fericită. Toată lumea a fost fericită. Cu lumini, cu nu știu ce. Firmă luminoasă. Asta este din... Bine că eu le-am toate scanate aici, de asta le-am în telefon și doar le... Asta este o altă, deci pe 12 august 2022, da? Materiale de materiale publicitare. Deci asta este, 758 de euro, tot pe publicitate. Deci au nevoie de promovare oamenii ăștia, frate, nu se poate așa ceva. Am nevoie numai și numai de publicitate și de promovare. Uite, firmă luminoasă. Deci numai și numai și numai bani aruncați pe geam. Uite, promovare online, iarăși, da? 2474 de euro, 31-2022. Bani care se duc pe... ca ai vezi pe pereți. Uite, la City Press ăsta. Anunț, reclamă, nu știu ce, publicitate, da? Să duc bani acolo. Ca să nu cumva să-i deranjeze cineva pe aici. Și autoturismul, da? Renault Megane, 140 de, probabil, de cai. 17.000 de euro a costat, da? 17.041. 21-2022. Acea limuzină care e în fața primăriei, care, bineînțeles, că se folosește șoferul de ea. Uite. El vine de acasă. Da? Iarăși, festivități, festivalul, concursul, festivalul, da, cu dor de cânt românesc. Asta este, muzicanții. Evenimente, da, 1237 de euro. Uite, folclor, da, deci numai și numai pe chermezi, numai și numai pe chestii genul ăsta, iarăși publicitare, deci numai pe presă, uite. Deci 1608 euro, pe 19 mai 2022, publicarea articolului informativ, da, și tot cu... Uite, articole, i-a dat unul bani să scrie niște articole informative. Da. Sărbătorile legale. Și publicarea de anunțuri, știri, informații de interes public și felicitări de sărbători legale. Adică a dat felicitări. În articolul ăla a felicitat primărița, cetățeanul contribuabilul din Cumpăna, că a ales-o pe ea și să o realeagă, că merită. Uite, ziare. Uite, tot cu ziare, tot cu asta, da, deci numai și numai și numai așa, uite. Iarăși, 3198, Festivalul Concursul Național de Folclor pentru Tineri, transmisii radio, deci tot pe chermezi, tot pe astea, pe muzici, pe, uite, bani, nu se poate așa ceva, Eu nu știu dacă am văzut în vreo primărie, mai ales că are puțin locuitori, adică la 12.000 de locuitori, să stai numai de presă și numai de chermeze. Uite, banii, pe ce se duc banii contribuabilului din Cumpăna. Ambulanța, da, aceeași poveste, că i-a mai chemat. Nu, ultimii 2 ani i-a chemat de 2 ori. Ci, am luat pe ultimii ani asta să... că e mult. Asta numai așa, ca să vedeți borobacele pe ultimii ani. Panoul ăia de informare, da, care le-ați văzut acolo, 639 de euro, deci alea închise, că n-am avut cu cine să întreb, să care sunt, care nu sunt,
să iau și un punct de vedere. Că m-a luat nenea cu, de la locală. Dacă el atâta îl duce capul, execută ordinii. Dacă îi zice primărița să dea cu mașina peste cineva, vine și execută, el n-are el treabă. Nu mai contează că încalcă, că nu încalcă legea. El e cu primărița. Ce zice primărița, aia este. Mână de fier. Primărița, mână de fier. Mariana, și nu mai știu cum. Gâjul, parcă. Uite. Da, cu panou, cu... Iarăși servicii artistici, orchestră, da, 2474 de euro. Deci, numai așa, servicii de promovare, 1237, da, pe 11 mai 2022. Și asta la fel, 11 mai 2022. Uite, deci tot pe, se promovează media, da, media, bani dați la media, media ies, Vision SRL, bani dați la media, aici omulgă ăștia cum vor ei, primăria asta. Omulgă ăștia de la presă de... N-am nicio problemă. Păi da, cum credeți că s-a ajunge lumea? Uite. Uite, orchestră, nu știu ce, da? Deci toate sunt numai și numai și numai borobații. Toate sunt numai borobații. Eu, iarăși, promovare, producții, da? Reportaje, știri. Păi, parcă zici că cine știe ce ar fi aici la cumpărat, măi nene? Nu zici că e o, un sat, o, o localitate care... N-au nimic. Până la urmă n-au nimic ăștia pe aici, vai de mama lor. Da, trebuie să ducă la Constanța să îi găsească de muncă. De uite, ăsta e alt autoturism, de asta, pe ăsta nu l-am găsit, nu știu unde o fi. Uite, Skoda Octavia, da, 23.000 de euro, 29 martie 2022. Cred că ăla o fi primărița cu el, o fi, nu pot să-mi dau seama. Unde e autoturismul ăsta, că nu l-am văzut. L-am văzut numai pe celălalt, pe ăla albastru. Pe ăsta nu știu unde fi, uite. Eu am crezut inițial că de ăsta este, Octavia asta. Dar nu e. Rulouri, vreau să văd și eu rulourile astea interioare. Și draperiile astea cu șină, cum au costat ele? 2717 euro. Perdelele astea, cum au costat perdelele astea? 2717 euro, adică 131 de milioane niște perdele. 131 de milioane niște perdele la primărie. Vreau să le văd și eu, dar am mai putut să văd ceva? Dacă m-a luat nenea cu bătaia? Ce să mai poți să vezi? Nu mai poți să vezi nimic. Ia uite. Veterinarul, și ăsta e fericit, a luat și ăsta 15.000 de euro, aici este o chestie mai complexă, o să trimit eu, o să-i reclam eu pe e-mail. Servicii veterinare, escarisaj, nu știu ce, de ce la 12.000 de locuitori a dat 15.000 de euro și niște tâmpenii ce sunt pe aici de ia groaza, da, escarisaj ce spune, da, escarisaj, da, firma, societatea cutare, furnizor, nu știu ce, și după aia aici încep cu capturare, transport, asistență, așa, după aia îi tratează pe cățeluși, da, și îi bagă la pensiuni pentru animale, da, pensiuni pentru animale, îi bagă la pensiuni, în centru animal, resort, bai, Aspa, Ivet, pot fi cazate 750 de animale mici, da, de 750 de animale mici, da. Domestice sau sălbatice, în funcție de necesități, costurile. Și începe examinarea medicală, deci ce vă spuneam, adică îi consultă ca pe Ceaușescu, înainte să îi eutanasieze, da? Ca să mai facă și ei niște bănuți. Uite, și deparazitare, tratamente, bani, băga, 500 lei tratamentul, da? Deci tot numai pe tratamente sunt puși. Uite, bani, după 14 zile nu mai poate să-i mai țină acolo, că așa spune legea, trebuie să eutanasia, dacă nu există un om care să iubească animale și să-i adopteze. Și tot așa, deci prețuri, tarifii, prețuri, cum fac unii bani în România? Vaccinare, îi vaccinează, îi face, îi spală, îi șamponează, transport. Uite, vine transport 2,50 lei pe kilometru.
5 lei, 2 lei dus, retur. Dar ce am văzut eu, ce nu înțeleg eu, că ăștia vin după în Giurgiu, după șoseaua Giurgiului am văzut că... Bine, nu mai stau să mai dau înapoi, dar după acolo este firma asta care a ajuns să vină de la... să ia pe kilometru, să vină de la sute kilometri. Da, servicii de promovare, iarăși, da? Aceeași boală, 3.464 de euro. Cam asta, uite, 1979, da? Tot așa, 18 februarie 2022. Bani pe servicii de promovare. Anunțuri, știri, interviuri, reportaje, emisiuni. Tot numai în emisiuni, să laudă singur ăștia, măi frate, aici. Ăștia să laudă singur, servicii de promovare, da? Deci numai bani, bani, bani. Toată lumea e fericită. Presa, papa aici, bănuți, de n-a văzut pământul. Uite. Promovare comună cumpăna, da? Iar 7.423 de euro, 360 de milioane. Băi, reveniți-vă, bă, câți bani ați dat la presă? Tot ăștia cu City Media Consulting, cum le mai zice, tot ăștia le dă bani. Da, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Uite, da? Uite, City News, publicarea de... Uite, da? Comunicate de presă, realizarea, publicarea unei emisiuni. A dat la emisiuni banii ei. Da? Da. Ca să laude primărița. Și asta cu pomul de iarnă, da? 3.389 de euro. Da. Numai și numai lucruri, iarăși cu ambulanța care, da, a solicitat-o cu tot așa, cu sărbătorile astea care și le inventează ei, ziua recoltei, dar n-au ce să recolteze, ziua comunii. Deci, fel și fel de invenții ca să... să fie bine pentru toată lumea, da? Uite, ziua recoltei. Iarăși publicitate. 31 august 2021. 12.000 de euro. 588 de milioane dați tot la presă. Tot la presă. Promovare. Da, servicii de promovare. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Uite. Numai și numai, numai și numai borobați. Nu, mie mi-e frică să mai intru în primărie, acum că să nu îmi fracturez un picior, o mână, ce știi ce mai... chiar mi-e frică, eu în primărie nu mai intru acolo. Că n-am cum să mă trezesc că îmi rupe nenea de la locală mâna sau piciorul. Deu, spectacol, da? 619 euro, iarăși. Divertisment, teatru. Interesant e că a fost o singură persoană, da? Teatru Bambili SRL. Ia să vedeți voi acum, deci vorbim de, uite, de 3.000 de lei s-a plătit pentru un bilet, pe 15.07.2021. Cine a fi fost la teatrul ăla și s-a plătit din banii primării un bilet, da? Uite, cantitatea e una, o bucată, da? Nu știu ce, da, că ce spun ei, că îi plac aventurile, că, da, băiețelul... De ceea ce a fost teatru acolo, ceea ce s-a... piesa de teatru. Teatru Bambilici. 3.000 de lei, un bilet. Dar nu știu cine a putut să beneficieze. Că nu scrie. Și iarăși, da, 6.19 euro cu promovarea, decă 3.000 de lei, 30 de milioane, tot cu publicitatea, tot cu, da, uite, promovare, promovare, promovare. Sunt promovați oamenii ăștia de la primărie aici, cu bani grei. Primărița, în general, că ea este capă de capi, capă de tuto capi. Uite, de tuti capi. Servicii, promovare online, 2.474 de euro, 24 iunie 2020. Nu se poate așa ceva, bă, frate. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Eu nu știu dacă am văzut în vreo primărie atâția bani să se dea la presă. Pentru nimic. Uite, tot lui City Press ăsta. Uite. Da? Uite, online, promovare, nu știu ce. Deci nu se poate. Tot așa, fără chenară, tot 12.000 de euro, 120 de milioane a dat pentru publicarea de 4 ori în lună pagina
1 a publicației fără chenar. Deci numai și numai tâmpenii, bărăbații. Ia uite, iar 16 martie 2021, 3.464 de euro. Tot așa, la promovare. Ia uite cum bagă piatră, da? Asta cu piatra e cea mai tare afacere. O să vă explic eu de ce bagă ei piatră pe toate străzi, deci cum îmi stau treburile. Dar nu acum. Că domnul zice. Sunteți domnul viceprimar, nu dumneavoastră? Sunteți domnul viceprimar? Nu. Nu lucrați la primărie? Da. Ce funcție aveți? Administrator. Da, bine. Mă gândeam așa, zic că banii ăștia care se dau la presă, atâția bani, că am aici, mă uiteam. Da, la presă. Promovare, numai pe bani, pe promovare. Adică mă gândeam că putea să vă folosiți de banii comunei în anumite scopuri. Cum voi dumneavoastră vă orientați pe aici, ce să mai faceți? Nu, păi nu, că sunt din banii, eu am scanat, da, mi-am scanat din bani. Adică mă gândesc că dumneavoastră aștia administratul putea să beneficiați din banii, să mai faceți ceva pe aici, în comună, de asta. Dar cred că nu s-au luat din banii. Da, păi nu, nu sunt separate. Deci eu am aici scanat, plătit din oferta acceptată, atribuțiuni direct. Păi nu pot să mai duc primării, că m-a luat domnul de la locală, m-a împins, mai asta bine că nu mi-a rupt piciorul. Mi-e și frică să mai intru într-o primărie a statului. Deci eu nu pot să mai duc primării, că mă bate polițistul local. Fără să fac nimic. Că am filmat pe acolo. Că asta era motiv să-mi rup oasele. Bine, că am fost la poliție, am făcut plângeri penale. Nu. Da. Auzi, dar mai aveți și o Skoda Octavia? Skoda? Sau numai Renault ăla de-acolea? Doar asta e doar primar mașina, care e doar primar. Și asta se plimbă șoferul că vine de acasă. Nu, până în ora 8, am fost eu aici. El nu știu ce. Da, mi-a confirmat și doamna că e acasă, la el stă mașina. Da, bine, mulțumesc. Da, deci tot cu promovare. Uite, 1979 de euro, 3 februarie 2021. Bani la presă iar. Nu se poate așa ceva. Cui să iau punct de vedere dacă m-au omorât cu bătaia? Cu ce îți discut? Cu primărița asta care instigă la violență? Ce să discut cu ea? Băi, frate, o să o alegeți pe femeia asta, că vă meritați soarta. 7.423 de euro. Ia uite, tot așa, da? Publicitatea, media, da? Tot cu publicitatea. Acolo sunt banii. În loc să folosească banii în comun aici să... Uite, domnul administrator poate are nevoie să mai facă câte ceva, banii se duc la media. Toată media este fericită aici. Mănâncă ăștia la bani. Ce n-am văzut, atâția bani. Uite, publicitate. Aici sunt banii contribuabililor din cumpăna. Da, bine, și asta este altceva. Da, un document care o să vi-l arăt la garda din mediu Constanța. Vai de mama voastră care susțineți o primăriță care instigă la violență. Sunt convins că tot ea a pus polițistul local să mă agreseze. Că vorbea la telefon omul, primea ordine. Este clar, când am voie să filmez și bum, m-a dat pe scări. Oamenii de aici, din cumpăna, vă meritați soarta, da? Dacă ați ales o astfel de primăriță și o tolerați, eu în locul dânsei îmi dădeam demisia de mult și nu... După ce au apărut și înregistrări cu ce, da, ați auzit, el n-are cum să fie niciodată, să reprezinte o comunitate de oameni cinstiti și onești atât timp cât instigă la violență și banii se duc pe ceea ce ați văzut voi că se duc. Deci nu știu cât o iubiți, dar eu unul personal, dacă aș fi avut așa primar în orașul meu, deci era grav, pentru că stăteam numai și numai de reclamații, de plângeri și de toate chestiile astea, până când, adică aduceam la cunoștință publicului să vadă ce, pe cine avem în fruntea primăriei.
cum pierd ei timpul, da? Poliția locală, uite, cum pierd el timpul, da? Cu domnul care m-a agresat. Uite, cu o doamnă a luat-o după la, uite, un fug, da? A luat-o după la grădiniță și nu știu ce, da? Uite, ăștia sunt, uite, oamenii care sunt plătiți să te aperi, te agresează. Ia uitați cum s-au întors acum, da? Ei s-au dus, s-au întors. Uite, m-a văzut pe mine că sunt pe aici. Uite, și fug de mine, da? El aia face, polițistul local care avea el treabă. Uite ce de treabă are el. Da, să plimbă, să plimbă, să plimbă, să plimbă. Să duce, să întoarce, m-a văzut că vine, a fugit. Am venit până aici, am întors aici și acum a fugit înapoi. Da. El o fică să zic că stau să îl păzesc pe el. Nu-l păzesc, eram în treacăt. Da, și l-am văzut la grădiniță, m-a văzut la grădiniță acolo, el m-a văzut la grădiniță, că a luat o doamnă de acolo, nu știu ce afacere o fi având. Și când a oprit în fața cimitirului, am oprit, a fugit, da? Pentru că eu mă îndreptam către Constanța. A fugit. După care am venit după, deci mi-a continuat deplasarea, a fugit până aici, să întoarcă. N-avea de ce să vină aici să întoarcă, putea să întoarcă acolo. Deci dovadă că ei, că el fugi, că vrea să-l întreb. Dom'le, dar ți-ai bătut joc de mine, m-ai împins pe scări, m-ai... Cine te-a pus să faci toate chestiile astea? A fugit, n-a dus să-l mai iau. Da. Fugi. Ăștia sunt puțin, te agresează și după care, da, fugi. La ordine primarului, primăriții, de fapt. Ăștia sunt. Ia. Ziua, dați-mi și mie, vă rog, numărul de la medicul veterinar. Nu l-am. Acum la primăria Cumpăna, dar eu aici am numărul de la medicul veterinar. Ai eu, Nicoleta, un număr de la medicul veterinar? Înțeapă colega mea, pentru ce anume vă spune? Păi el este obligat să-mi notifice, doamnă, și primăria și toate. Am un cățeluș să-l duc la medic. Dar medicul, medicul după circumscripție, asta mă interesează, nu particulari. Vă pot ajuta eu aici cu numărul. Intrați pe internet dacă este. Dar nu-i, doamnă, el trebuia să-mi notifice, trebuia să fie la primărie acolo cu adresă, cu tot. Care e adresa? Vă fac eu legătură la registrul agricol și vorbesc cu colegiul de acolo, el să pe partea asta de plin, da? Da. Alo? Bună ziua! Bună ziua! Sunteți cumva de la registrul agricol, primăria Cumpăna? Da, domnule. Da? Cu cine am onoarea? Doamna Mocanca, cine întreabă? Nițu Robe Gabriel. Doamnă, referitor la medicul veterinar, vreau și eu numărul de telefon și adresa, ce care este pe circumscripția localității, că nu găsesc. Noi nu mai avem circumscripție pe raza localității, domnule. Pare rău, nu pot să vă dau așa ceva. Așa ceva fiind ce? Poftim? Așa ceva fiind ce, că am văzut că servicii veterinare sunt prinse, adică s-au dat bani la veterinari, la... Cine a dat bani la veterinari? Ecarisaj. Păi, cine? Consiliul local, cine? Da, nu mai... Da, dar unde, dacă cetățean, dacă are nevoie? Deci cetățeanul, dacă găsește nevoie, găsește pe șoseaua Constanței, este cabinet privat. Ai. Și mai sunt cabinete private. Păi da, aici sunt eu acum și nu e în regulă. Păi unde sunteți dumneavoastră? Păi unde a spus dumneavoastră, la numărul 48, aici pe șoseaua Constanței. Nu, unde v-a spus dumneavoastră să mă duc pe șoseaua Constanței. La 48. Deci oamenii aceia sunt cabinet privat. Acolo nu vin decât vinerea. Am înțeles că se fac campanii gratuite de sterilizare pentru căței și pentru pisici. Dacă aveți o pestă porcină, ce face dumneavoastră? Știu, asta am înțeles la... Și medicul zonal cine este? A, nu știți, nu că nu este. Este, doamnă, nu are cum să nu fie. Nu știu, dar ar fi trebuit să vă notifice pe dumneavoastră, să știți. Azi, cu telefon, cu adresă. Cu... Nu, deci medicul veterinar este obligat să vă notifice. Mai repetați-mi o dată numere, că nu mă...
Păi v-am spus, doamna, acum vă repet într-una, ca la, cum repetă ce popa la biserică, repet într-una pentru toată lumea. Vorbește odată și un om, un cetățean, solicit numărul telefon al medicului veterinar și adresa. Ce am solicitat? Să dărame primăria? Zic, ce am solicitat? Să dărame primăria cu polițistul la local care bate lumea acolo, care... Doamnă, cine sunteți dumneavoastră și ce doriți de la noi? La doamnă, solicit să-mi deci dați și mie... Notați numărul de telefon. Vă rog. 072. Am înțeles. Păi vedeți că-l găsiți, doamnă, numai dacă vreți dumneavoastră, dacă nu, nu găsiți. Bine, și unde e adresa, ca să mă duc acolo direct? Nu știu, adresa nu știu. Bine, să rămână, mulțumesc mult. Adresa nu știu, sunați-l. Da, bine, doamnă, la bine, sănătate. Bună ziua! Bună ziua! Domnul doctor? Da? Ce bine, de când vă caut, sunt aici la... Am crezut că sunteți pe aici până cum până. Nu. No. Mai venit? Am venit la Techirghio. A, la Techirghio sunteți dumneavoastră? Da, haideți că să vin acolo, să nu vin. Și, aveți arondat și cumpăna dumneavoastră, nu? Da, ce s-a întâmplat, spuneți. Da, domnule, am un câine luptă, am fost cu el în primărie și l-a agresat polițistul local. Și acum, nu știu, mă gândeam că este puțin cam rău, niște pastile, ceva, sau să-i luați... Asta că n-am înțeles ce ați căutat cu el în primărie. M-am dus cu un câine luptă, că am un câine luptă, înțelegeți? Și tot umblu în toate primăriile astea și... L-a agresat polițistul local, înțelegeți? În locul scufiții roșii a venit polițistul local. Și e rău acum, să-i luați o tensiune cumva, să faceți ceva, dacă un tratament. La ce, domnule, la câine tensiune? Domnule, câine lup, v-am spus, ăsta nu este de la care îl aveți dumneavoastră pe aici amărât pe șanțuri. Ăsta este de la... de lupte. Păi și ce trebuie să vii până la Techirghio, că poți să duci la cabinet în cumpăna acolo la doi pași? Asta vreau să vă întreb, dacă lucrați cu T61, procaină, ketamină, dacă dulapul ăla l-a verificat până acum poliția, dacă... Vreau să vă întreb chestiile astea. A fost vreodată poliția... Ce ai, mă, bas câmpii? Ce ai, mă, nene, cu despre ce vorbești? Poliția va vizita până acum acolo? Păi tu ce să mă viziteze? Nu lucrați cu substanțele astea, cu T61? Nu. A, nu lucrați. Aha. Dar și dacă am nevoie, ce fac? Unde trebuie să mă duc? La clinică în Constanța, la Perzone. Am înțeles. Și dacă ar vrea să vină dumneavoastră la cabinet, unde? Techirghio, la ce număr vă găsesc? Pe Bulevardul Victoriei, numărul 12. Numărul 12. Haideți, poate, ca să vedem ce aveți acolo. Poate sunteți, nu sunteți... Nu am, domnule, pentru așa ceva nimic, nu înțelegi? Nu, așa, să văd dacă sunteți conform, să vă fac niște reclamații, să vă mai puneți la punct. Nu neapărat ca să aveți ceva. Ce reclamație să-mi faceți? Păi nu prea sunt conforme cabinetele astea veterinare în România, înțelegeți? Și mai trebuie și ele lustruite. Vreau să văd și eu cum arată cabinetul veterinar, să văd cum... Dacă sunteți conform, ok, n-am nimic cu dumneavoastră. Dar dacă nu sunteți... Ce ești dumneata, domnule? Un om. Înțelegeți? Da, de asta, ca să știu că tot am dat pe aici telefoane și nu vă găsesc, numai medici privați, numai... Înțelegi? Adică luați banii aia, 100 aia de milioane de la stat și cred că aveți și program și de teren și respectați și programul și toate astea. În general, nu prea avem la program medice, veterinari. Îmi pare rău, dumneavoastră abați câmpii, cred că, hai. Da, nu înțelegi, dar o să înțelegeți mai târziu, nu acum. Uite, am închis. De stat, omul n-ai ce treabă cu rampa. Aia nu este rampa, ce e acolo. Da? Aia nu e rampa, conform. Deci nu are nicio treabă. Și nici măcar nu este... Asta e medicină. E familie aici ce mi-a dat el adresa. Asta e medic de familie. Deci nu are treabă cu... El mi-a dat adresa de la...
El mi-a dat adresa de la un centru de medic, medici de familie. Auzi, e vreun medic veterinar pe aici? A, acolo, am înțeles. Da. Să vedem cum e. Acestea sunt numai medici, primari, specialiști de familie. Uite, a fost domnul Ghețu. Asta e al lui. Aici este el. Uite, program de la 8 la 16. Da? Program. Și acum ar trebui să fie deschis. Înțelegi? Dar numai că, uite, uite, da? Da. Uite, și-a pus cățel. Deci el nu-i la program. Programul e de la 8 la 16 și el nu-i la program, că știa că vin. De confort ce este cabinetul lui. Uite. Cum iau banii statului, oamenii ăștia și nu sunt la program. Ei nu sunt, trebuia să fie, eventual dacă era să fie program de teren, era după amiază. Dar e o strategie a lor. E o strategie asta, nu e nimic altceva. N-are el sala de așteptare, n-are el ce văd eu aici, ai într-o gheretă. Hai să mai sună data, să vedem poate. A fugit, ce a făcut? Ah, bună ziua! Da, vorbea la telefon? Păi nu mai este domnul doctor aici? Am plecat acum, da, ia că vin eu. Da, nu știu. Păi l-am sunat, ne-am zis că vin. Sunați, insistați din nou, că acum au plecat, eu știu, ne-au plecat. Da, eu nu știu, eu nu știu, doamne, că așa fac oamenii ăștia. Dacă n-aș ști, n-ar mai avea niciun farmec acțiunile astea din mine. Le-am văzut, dar haideți că mai încerc. Eu, uite, mi-a dat și ocupat, deci... Ia sună eu. Alo? Da! Domnul doctor, ați fugit? De unde să fug, doctor? De la cabinet, mă. Era... Dar ce-i dumneata, domnule? Să-i dumneata un nume? Un client. E, păi așa, dacă este un client, și face mișto unul pe care l-au, nu-i păi, okay. Dar aveți program, adică de la 8 la 16, îl aveți afișat aici, dumneavoastră, programul ăla... Teren, știu, dar ăla-i după amiaza terenul. Eu știu, domnule, că sunt documentat, nu vin așa să... E. Dar n-aveți sală de așteptare, n-aveți... Unde ești tu acum? La dumneavoastră, în fața aici și la cabinet. Bine, hai să vedem acum. Da, haide să vă vedem. Da, l-așteptăm pe domnul medic veterinar. Ce tare omul. Să vedem ce... cu ce să laudă la cabinetul ăsta lui. Că nu-i conform. Toți, deci toată lumea ia, da? Autorizațiile astea sunt așa, date pe genunchi. Cum am găsit-o pe doamna aia în container la Rădoiești. Dar avea un container, o casetă de aia de la muncitori și cu șalopete lăsate acolo și cu, acolo era punctul de lucru. Deci astea sunt date pe genunchi. Da. Gata, a venit nenea doctorul. Nenea doctorul, ia uitați-o. Bună ziua! Cum? De ce s-a oprit filmarea? Tatăl, cu ce vă deranjează? Cu ce? Cu ce? Aici. Și ce caută punctul de lucru aici? Închis. La ora între 8 și 16. Că trebuie să fie deschis. Urgență pe teren, la care trebuie să ne deplasăm. Animale mari, domnul meu. Ce urgență? Deci nu ne ocupăm de câini deficit. Cum adică ce urgență? Ați auzit de urgențe câini de talie mare, parcă... vacă, oaie, care sunt aici în localitate? Da, și de la urgență veniți? Da. Da? Bine, dar cabinetul ăsta nu-i conform ceea ce vedeți acolo. De ce? Nu este, că știți foarte bine. Că n-are sală de așteptare, n-are sală de tratamente, n-are... Ce? Pentru că ce? Pentru că nu este un cabinet de animale mici, este cabinet de animale mari. Da, dar circunscripția pe care l-ați luat-o dumneavoastră de la cumpăna de acolo, nu, că luați banii aia de la stat, înțelegeți, așa. Și nu sunteți nici confort și nu prea stați nici pe la program. Așa, adică și de acolo puțin și de acolo puțin. Ce ți-ați dat dumneavoastră? Așa mi-am făcut eu o părere, înțelegeți? Părerea dumneavoastră. Da, de asta.
De unde sunteți dumneavoastră? Din România. A, păi și ce căutați la Techeze? Am venit să fac o baie aici, cu nămol. Să mă nămolesc. Analist, om are chef de mișcă, are chef de bășcărie și da. Nu da. Avem o să aveți o serie de reclamații. Da? Ca să vă puneți puțin la punct. Plăti niște amenzi, acum și cu niște bani care mai dați la stat, tot aia. Da? Da. De ce nu notificați cetățenii? Că nu știa nimeni de dumneavoastră, că aveți obligația să notificați. La cum? Până nu știu, deci am sunat și la primărie și am întrebat peste tot. Deci nu. Domnul meu, obligația dumneavoastră este să notificați. Deci, eu ieri am stat la cum? Până la ora 8. Am fost la Ghiță Petre, am fost la Alexe, polițaiul, comandantul poliției, că a cumpărat niște porci. Am fost la Iolica cu cereale, deci eu aseară am fost acolo. Cumpărat, da. Am înțeles. Dar nu știe lumea, domnule, de dumneavoastră. Am întrebat lumea. Domnul meu, nu avem cabinet în cumpăna, că primăria n-a... Da, da, aveți obligația să notificați, că așa zice legea. Știți foarte bine despre ce vă vorbim. Deci nici la primărie n-au știut. A trebuit să stau o jumătate de oră cu el la telefon să-mi caute să nu știa cine este. Cum să nu știe? Primărița și primărie? M-a redirecționat și l-a registrat. Și n-au știut. Abia după o jumătate de oră mi-au dat numărul dumneavoastră. Cum să nu știu? Deci nu, e clar că nu s-a notificat. Iar fermele toate de acolo nu se poate. Eu ieri am fost acolo. Cum? Da, nu contez că n-ați fost ieri acolo sau astea, dar... Nu, ce vă deranjează? Că nu înțeleg. Da, nu, mă deranjează că nu sunteți conform cu cabinetul. Deci ăla nu-i conform acolo. Uitați, doamna era deranjat de faptul că am venit și filmez pe aici, nu știu ce. Faptul că este cu utilitate publică punctul dumneavoastră de lucru, nu trebuie să am niciun acord. Pot să intru să filmez direct. Și faptul că este închis orele de program, iarăși v-am spus că trebuia să aveți probleme de birou și de teren. Deci împărțit în două. Știți foarte bine. Dar dumneavoastră credeți că eu nu știu chestia asta și tot în ce, dar nu e nicio problemă. Și nu știu, cred că a fost dată autorizația pe genic pentru că spațiul ăla care l-aveți acolo nu este conform. Nu este conform. Deci nu este conform cu ceea ce... Eu o să, inclusiv de la poliție, să, că n-aveți dumneavoastră niște chestii pe acolo, nu vă spun ce, ca să plătești dumneavoastră niște amenzi în final, ca să nu mai... Și vă puneți la punct. Ce vă încălzește chestia asta? Să vă puneți la punct. Da. Nu știa nimeni de dumneavoastră pe acolo până cum până. Și luați bănuți. Luați bani. Luați bani. Da, luați bani. Vă frumos și la direcția sanitară veterinară, faceți reclamații. Da, o să fac, de asta o să fac, da. Da, da. Bine, doamne. Sănătate, domnul doctor. Domnul tehnician. Dumneavoastră, doamna doctor. Domnișoara. Domnișoara, așa, domn, să nu. Domnișoara. Unde? De ce sunt? Pentru că trebuie să ne cereți acordul. Știți vreo lege sau? Știți vreo lege sau? Da, cum să nu? Care mi-ați lege? Cerut acordul să mă filmați nu, pe mine? Nu, păi nu, și atunci? Nu. Sunați la poliție. Păi chiar o să spun. Da, sunați la un doi. Nu, stați domnule așa că domnișoara are dreptate. De ce? Să uitați, vedeți? Ai dreptate. Cu fără drept, asta este. Da. Fără drept, dar sunați la poliție ca să ne lămurim să nu mai. Adică să vă ajute poliția. Că de aia plătim. Să vină să constate personal. Nu ați venit, nu v-ați prezentat, nu știu cine sunteți, cu ce drept veniți să confirmați pe mine. Eu m-am prezentat, v-am spus că sunt domnișoara doctor, adică... Da, în timpul programului, luați bani de la stat. Dar nu că eu bat pentru care muncesc, domnul meu. Da, munciți, ce nu vă lasă să munciți. Vedeți că dă peste dumneavoastră. Nu dă peste dumneavoastră. Știu eu ce năravuri are, domnul. Adică iau niște bani pentru care eu muncesc, pentru care consumă motorină. Pierd timp cu oameni, cu animale. Foarte bine, da? Ce nu vă las eu să luați banii? Deci, da, nu prea vă conforme așa cu ceea ce... Dar nu sunteți dumneavoastră măsură să-mi spuneți dacă se conformă sau nu, da? Părere, nu mai am drepturi în țara asta să... Da, am găsit și autorizații în container am găsit. Înseamnă că suntem conform, da? Am găsit autorizații de ani SVSA în container. Okay. În container de constructori, de muncitori. Haideți, uite, domnul doctor, a venit și el. Ne filmează că nu suntem conform. Bună ziua. Am venit să văd și eu cum arată un cabinet veterinar la Techeg. N-am mai văzut. Am văzut. A, uite, vedeți că domnul doctor colaborează? Uite, ați văzut că domnul doctor colaborează și nu se deranjează cu nimic? Dacă nu are nimic de ascuns. Uite.
vreau să văd și eu cum arată un cabinet veterinar care trebuia să fie deschis la ora asta între 8 și 6. El este deschis, nu este închis. Noi avem și teren. Da, am înțeles, dar trebuia după amiază. Da, mă rog. Deschid, unde e? Da? N-avem nici chei. Cum intrați aici dacă n-aveți chei? Vă rog, vă să haideți să lăsăm, dacă sunteți pus pe polemici, închei discuția cu dumneavoastră. Da, da, n-aveți chei, domnul doctor. Nu m-am mai filmat pe mine, că n-are niciun rost, nu-mi faci niciun bine, niciun rău, să știi, dar filmezi degeaba. N-aveți chei de la cabinet? Eu totuși îți arăt cabinetul că ești interesat și ești curios. Sunt, da, și opinia publică iarăși este interesată. Cetățean, un client. Ăsta este cabinetul. Ia să vedem, domnule, ce cabinet. Și ăla-i dulapul ăla... Dar ce te interesează? Filmează și ți-l atâta... Nu, domnule, vreau să mă întreb dacă e dulapul care... Dar nu-i conform, îți dați ceva spus. Sala de așteptare unde e? Du-te, hai! Sala de tratament unde e? Deci lipsesc două săli. Hai, fugi, lasă-mă pe mine cu sălile tale și cu tratamentul. Dulapul ăla... Du-te, bă! Dar nu sunteți conform. Dar nu sunteți conform, m-am lămurit. Deci nu sunteți conform, exact ce vă spunem. Păi lipsesc. N-avea cum să aibă acolo patru camere într-o garsonieră. Păi asta fac. Asta fac. Nu știu cum v-au dat autorizația asta. Eu nu v-aș fi dat-o. De asta s-a ales praful de țară. Un om, un cetățean, nu trebuie să dau eu autorizații. Le-ați luat. Nu, nu, dumneavoastră le-ați obținut, dar cum le-ați obținut? Ușor. Cum le-ați obținut, domnul doctor? Cum v-a autorizat ăștia? Nu aveți toate sălile corespunzătoare autorizații. Păi dacă nu aveți toate sălile, lipsește sala de tratament și sala de așteptare. Lipsesc, dulapul ăla, iarăși nu era conform, că spuneați că... Uite, mă înjură. Mă înjurați acum? Ia uite ce s-a supărat domnul doctor. Mă jură. Și că hai sectenul ăsta ce? Hai. El a venit, uite, și-a luat medicamentele. Și așa a închis cabinetul. El n-are cheie. Cheia este la domnul. Cheia a luat tot domnul care i-a dat. Deci dacă vine cineva la cabinet, el trebuia să fie acolo în cabinet, nu să stea acum acasă. Da? El nu trebuia să stea acum în casă, că probabil acolo locuiește. Eu trebuia să fie cabinetul deschis și să stea acolo la birou. Că de-aia să fie ușa deschisă, să vină cetățeanul când are nevoie. Da? Nu să stea în casă. Nu să stea în casă să... Uite. El nu are chei. Dacă mergem acum, este închis. Pentru că cheia o are domnul. Da? Vine cineva acum, poarta e închisă. Unde să ducă? Nu, deci nu-i conform. Scurs și la obiect. O să-i fac o serie de reclamații. Da. O să-i fac o serie de reclamații. Nu știu. Domnul nu mai pleacă. Au luat cheia și vă păzesc pe mine. Nu știu, confort, oamenii. Am găsit, într-adevăr, și alte cabinete mult mai. Dar, uite, la ce folos dacă... Uite, el nu stă acolo, dar el stă acasă, uite. S-a dus acasă, uite, s-a intrat în casă. El nu stă la birou. Stă în pat, acasă, s-a uitat televizor. Haideți, domnule, nu mai circulați. Ia. Chiar aici, la doi pași de Nămol. Ei sunt funcționarii statului. Medici care iau bani de la stat, n-au cabinete conforme, și nu onorează programul de lucru, da? Cheia a luat-o domnul tehnician și, uite, au zis că pleacă, că au treabă, ei mă așteaptă pe mine, dar nu-i ce problem, plec eu înaintea lor ca să nu se mai deranjeze. Ia uite, eu chema poliția. Poliția. Nu, ne agresează. Atunci, și-l drăguie colegul meu, ce s-a întâmplat? Păi să vă spun, domnule, nu v-am spus, domnule, că e agresiv. Ei filmează, ei amenință, ei nu știu ce, că nu-i cabinetul conform, că nu e... Nu se licitimează, nu zice nimic.
La audiția aveți asupra noastră? Prezentați-l lui colegul. Deci ați auzit ce a spus, da? Sigur că da. Că la ameninț, că filmez. Din punctul meu de vedere nu e o amenințare. Da, vedeți? Stați o secundă, stați o secundă să pot să-mi caut... Auziți amenințarea, deci articolul 206 e că... Hai să le luăm pas cu pas. Da, da, sigur, prima dată, da, sigur, sigur. Da, nu fug, nu fug. Deci, ce s-a întâmplat? Deci cum ați ajuns dumneavoastră la cabinetul veterinar? Cu picioarele, pe drept. Am înțeles, cu o problemă anume, specifică, nu? Trebuie să am o problemă să ajungi asta, dacă mergi acum la medicul... Nu, dacă într-un cabinet veterinar, vă duceți cu o problemă specifică medicină veterinare, nu? Nu, obligatoriu. Pot să vă și eu cum arată un cabinet veterinar conform în țara asta, care e plătit, medicul e plătit din bani publici să onoreze niște servicii, să fie autorizat, să fie totul conform. Nu înțeleg, dacă să faceți o verificare de genul ăsta, pentru calitatea anume. Nu, eu nu trebuie nicio calitate, eu sunt un simplu cetățean care am drepturi. Un simplu cetățean cu drepturi, dacă ați fost vătămat de cabinetul veterinar în cauză și aveți concret... Nu o plângere împotriva cabinetului este veterinar, un punct de loc cu utilitate publică, am dreptul să intru, să pătrund. Punct. Că discut cu medicul 3 cuvinte, 5 cuvinte. De ce ați venit la asta și nu v-ați dus la potrămite, la cabinetul veterinar? Nu, eu vin de la cumpără. Am întrebat acolo, inclus la primărie, ce e pe circunscripția respectivă privind serviciul veterinar. Și greu de tot am aflat că ar fi aici. Am venit să văd și eu cum arată cabinetul, da? Și atâta tot, și nimic mai mult. Sunteți crescători de animale? Nu, domnule. Lucrați, colaborați cu cabinetul veterinar? Nu sunt crescători de animale, nici nu... Cum sunt crescători? Am înțeles. Ați anunțat un organ de control care nu am alta pe nimeni, domnule. Am discutat la telefon. Dar nu aveți calitate să faceți controle. Dar n-am făcut controle, n-am solicitat documente care să fac... Ați vrut să vedeți conformitatea unui? Nu știu cum ați ajuns. Dacă sunteți politici, aveți vă tatuaje... Da, văd că sunteți bine așa, adică nu... Deci m-am legitimat... Probabil v-ați angajat din sursă externă sau vi le-ați făcut după ce v-ați angajat, că nu vă mai... Dacă ați fi să vă angajați în poliția română... De ce plecați, doresc? Spuneți polițistului cum v-am amenințat, cum... Stați aici, de ce a venit poliția, de ce fugiți? Stați și discutați cu poliția. Dumneavoastră înțeleg că aveți probleme cu toată lumea, cu mine, nu, cu tatuajele. Nu, dumneavoastră, de exemplu, cu tatuajele, dacă ia să vă angajați în poliția, nu vă primea. Dar astea ori vi l-ați făcut după, ori vă angajați ăștia la forță, din forță majoră, din sursul extern. Băgați tot, pe domnul, că uite, avem nevoie de oameni în poliția română. Păi și dumneavoastră, vă-ți aștept legi dacă sunteți 20 de ori, adică faceți râs poliția română prin atitudinea asta. Adică eu am dreptul să... Poți să intru la doctorița acolo, eu doctoriță sau două doctorițe acolo. Intru acum, mă duc până la cabinet, vorbesc eu cu doamna doctor 3 cuvinte și ies afară, pot? Doar dacă vă primește doamna doctor. Uite, domnul doctor m-a primit, uitați-l aici. Păi, el mi-a zis, că ai de vină încoa. Trebuie să aveți calitate, să fiți membru la doamna doctor. Nu trebuie, domnule. Atunci doamna nu poate refuza accesul în cabinet. Prostii vorbiți dumneavoastră. Numai prostii vorbiți. Deci calitatea dumneavoastră care v-ați prezentat la cabinetul veterinar. Știți care e partea proastă? Că vă vede lumea. Dacă nu vă vedea nimeni și discutam numai noi doi... Domnul meu, uitați-vă pe domnul doctor. Calitatea dumneavoastră pentru care v-ați prezentat la cabinetul veterinar, care este? Am căcat vreo lege? Nu, deocamdată nu. Și atunci dacă n-am căcat, întrebați-vă pe domnul, că ei fug, uitați, ei, n-am sunat eu poliția. Acuzați personal medical. Am sunat. Am înțeles, acuzați personal medical că sunt în condiții. Că nu sunt conform, da, și eu să-i reclam. Care e problema? Am înțeles, ce ați găsit neconform acolo? Da, asta o să spun la NSVS, la unde am eu, la poliție. Ia verificați, domnule, au aceste analize. Dar dumneavoastră... Domnule, verificați cum dată poliția, te solicit, că m-ați întrebat, pe competența poliției, solicit să verifice HG 201 pe 2012 de ce nu ați venit și 3TD pe 2003. Dacă au, dar nu trebuie să vin, domnule, eu am venit... Dacă respectiv au calitate să facă control. Domnule, n-am venit în control, nu înțelegi că nu am venit în control, n-am solicitat documente. Când vine control, solicit și n-am competența să solicit eu documente. Domnule, n-am competența. N-am solicitat documente, deci n-am venit în control. Asta vă spun și eu, asta vă spun și eu dumneavoastră, trebuia să veniți cu reprezentantul. Asta tot ce a spus, uitați-i fără centuri, vă rog frumos, fără centuri. Deci uitați, constatați personal, opriți și sancționați. Domnul polițist, vă fac plângere, deci vă rog frumos, uitați-i fără centuri, deci vă rog frumos. A plecat, domnule, uitați, ei sunt în trafic. Domnule, ăștia sunt medicii veterinari care umblă în Techirghiol, ei sunt. Putem să vă ajutăm cu ceva? Pe mine nu. Am înțeles. Eu vreau să plec. Sunteți liber. Păi, dar am venit, m-am legitimat, dacă credeți dumneavoastră că am greșit cu ceva, vă rog frumos să mă rog. Atitudinea, ați greșit cu atitudinea, acuzele care le aduceți nefondate, faptul că țineți telefonul așa la impresie deasupra capului. Acuze.
Astea sunt singurele. Păi m-ați acuzat că sunt aflat și nu vă convine faptul că sunt aflat. Eu acuzat sau e ceva real? Deci la ce... E o realitate. Dar nu e treaba dumneavoastră. La fel cum nu e treaba dumneavoastră să constatați deficiență la un caz neveterinar. Ba da, ce asta? Nu este. Poți să văd. Păi, de ce nu mi-ați documente ca și participat la trafic, permis de conducere? Nu, i-am solicitat documentele mai devreme, când dumneavoastră discutați cu colegul, am fost la mașină și am pus în vedere. Ce nu dați sancțiuni? N-ați de nevoie după la buget? Domnul Nițu, am zis că vă cheamă. Da, domnul Nițu, dar vedeți că nu e corect. Adică, până dacă mă prindeați fără centură, nu mă iertați. Sunt convins. Mi-am luat sancțiuni când am luat centură. În primul rând, măsurile sunt preventive și nu trebuie să sancționezi neapărat un cetățean. Pentru că sunteți cu gestul umanitar. Că mai sunt poziții umanitare. Dacă mă luați cu lucruri, adică acestea nu este ce mai bun, alții mai răi și alții mai buni. Nu, sunt polițiști, probabil nu mai buni, eu așa cred. Dar și cei buni, nu mai iertă-te. Nu, că trebuia să fie și el sancționat, adică ambii, că nu aveau centuri, erau doi, totuși. În primul rând, doamna avea centură și în al doilea rând, domnul Berciu plecase de pe loc. Nu este asta o problemă. Da? Se poate sancționa dacă țineți neapărat dumneavoastră deci, la lucrul ăsta. Deci, ochiul ăla 195, nu mai e valabil numai acum. Mulțumirea dumneavoastră, domnul Berciu, care este? Eu plecam, nu v-am spus că eu am venit să văd și eu cum arată un cabinet, m-a pus domnul doctor să filmez, să văd și am plecat. Deci și dacă ei nu cunosc legile, nu sunt vinovat, nu pot să-mi văd pe toată lumea, să zic ce spunea. Amenințare, că filmez, că astea, nu mă tâmpenii spunea, este pentru că ies în afara legilor. Nu lucrez în domeniul ca dumneata sau ca dumneavoastră. Deci este dreptul lor să... Da, dar acum, dacă au sunat la 112, vă solicit să fie sancționat, pentru a fi nejustificat. A sunat pe telefonul. A, atunci am scăpat, da? De ce asta este? Telefonul instituției. Vă mai întreb o dată? Da. Vă rog. Nemulțumirea dumneavoastră. Domnule, nu avea treabă cu poliția. Ce vă conduce? Faceți bani din TikTok? Nu fac bani din nimic. Dacă ați dat să ajungeți la concluziile astea, nu pot să vă explic câteva cuvinte cu ce mă ocup și cine asta, doar dacă dumneavoastră în timp așa faceți niște verifici. Nu trebuie să dați poliție la IPJ Constanța, că am colaborat foarte bine cu poliția. Chiar cred că cel mai bine din țară, cu poliția de la IPJ Constanța, am documente care și mi-au dat document oficial de apreciere, care nicio poliție din România nu mi-a dat așa ceva. Sunteți colaboratori cu noi, da, înțeleg, da, nu? Da, da. Am înțeles. Dar n-am dorit cu ce v-am spus, cu ce v-am greșit. Cu ce v-am greșit. Păi dacă aveți tatuaje... Și care e problema dumneavoastră? Nu te înțeleg eu. Păi da, dar dacă ați dat, v-ați dat și cu stângul în dreptul cu niște chestii, după aia v-am văzut cu tatuajele și sau așa, precipitat lucrurile. Da, bine, gata, vă mulțumesc poliția. N-am avut nicio treabă cu domnul. O să fie imagini publice, o să vedeți ce s-a întâmplat, deci nu, dă și aberau. Da. Ideea este că acel cabinet medical, da, este privat. Nu, e cu utilitate publică și trebuia să fie deschis acum. Domnul doctor nostru stă în cabinet acum, stă în pat acasă și a luat pastile, probabil este bolnav și ia 100 de milioane de la stat pentru chestia dumneavoastră, pentru 100 de milioane muciți 3 luni și nu-i luați. M-ați înțeles? Dânsul e așa. Nu, sunt niște chestii și nu e nici confort, pentru că trebuia 4 săle, 4 încăperi acolo. El n-are decât 2. Sala de așteptare lipsește și sala de tratament lipsește, dulapul ăla care... Deci, pe normal că o să mă fi luat la autorizație de la NSVSI și astea, că mafia lucrează. Sănătate, mulțumesc Poliția Română, sănătate, avem nevoie de polițiști, profesioniști, să ne sprijini și să ne mulțumim pentru serviciul pe care îți prestează în slujba statului român. Pentru puține bani, pentru că un polițist local câștigă mai mult decât un polițist de la Poliția Națională. Cam asta e realitatea, adică polițistul local care m-a agresat pe mine pe scări și era să-mi rup gâtul și să-mi sucesc glezni și genunchii și toate chestiile astea, câștigă mai mult bani decât un polițist de la Poliția Națională. Incredibil, lucru care se petrece numai în România. De asta au plecat 8 milioane de români și au mai rămas vreo 10. După aproape o jumătate de an, de când am venit în zona asta petrolieră, unde curge și curge și curge petrolul, păcura, inclusiv canalizarea Domnului, da? Uite, cum plouă fără să fie ploaie. Da? Au scurgerea aia care o au acolo. Gunoaie, da? Deșeurile, da? După ce am adus gardă de mediu, și a zis că da, domnule, că se rezolvă. Ce s-a rezolvat, mă? Nu s-a rezolvat nimic. Uite, așa sunteți voi de profesioniști la Constanța, inclusiv, uite aici, uite, au betonat, au făcut, da? Dar tot, e plin de păcură. Nu mai cobor acolo. Nu știu, niște furtuni, niște lucrări. Uite, au betonat aici toată asta care era...
cu aluviuni. Și acolo, și cu țevi, cu... Să scurgă tot aici, să scurgă tot. Dar ăla e negru acolo, da? E negru, negru, uite. Uite. Deci e negru, negru, negru. Și uite că se vede o furtună, o țeavă, ce-o fie acolo. Cu scară, și-a adus scară să... Da, numai bombe atomice. Numai bombe atomice. Uite, n-a fost atare să salvizeze zona de deșeuri. Chiar aici, în spatele gării din Constanța, da? Clipul este public. Chiar în spatele gării din Constanța. Deci nu se poate așa ceva. Incredibil. Și aici aceeași poveste, totul neschimbat. Exact ca data trecută când am filmat și postat pe activistul Incomod pe YouTube. Aceeași poveste, da? Au trecut atâtea luni de zile, document oficial, acolo chestia neagră ce-o fi, că oricum nu este sănătoasă. Atunci era o hotără aici și am pus jumătate față de când este acolo, că tot s-a mai adus. Nu mai miroasă, pentru că sunt convins că este la fel. În schimb, am un document oficial de la primăria Ovidiu, de fapt asta aparține primăriei Ovidiu, prin care îmi spune că ei sunt în regulă, au toate documentele, nu așa cum afirm eu că sunt ilegale aici, deci astea sunt legale, deci se vede ilegal. Și că n-au fost niciodată sancționați de garda de mediu. Știți? Vă dați seama, ăsta l-am atașat la dosarul penal privind favorizarea făptuitorului, articolul 269. Postul gardă de mediu Constanța să nu sancționez, pentru că eu am document oficial dat de la primăria Ovidius. Deci, este imposibil așa ceva, este imposibil. O să merg la domnul de la garda de mediu. Documentul care l-am depus, adică petiția, reclamația, privind această speță, că am depus și la garda de mediu în scris. Am depus că, să vă uitau că de la mine nu intră e-mailurile. Bineînțeles că tot i-am sunat de câteva luni și nu mi s-a trimis răspunsul acasă. Au trecut și 30 de zile și 60 și chiar aici, uite, lângă Mamaia. Uite, se vede, da, lacul Sülgă și marea și canalul, chiar lângă canalul, da, canalul Dunăre Marea Neagră. Uite, chiar aici. Bun, merg la garda de mediu. Să dea documentul, în primul rând, să dea documentul oficial cu răspunsul dânșilor, ca să-l atașez și până la dosarul penal, pentru că i-am acuzat garda de mediu Constanța de favorizarea făptuitorului, adică primăria Ovidiu. E asta fac. Mai multe am explicat în clipul postat public, da? Cum să fac banii cu toate chestiile astea și... I-am amestecat cu... Astea sunt plătite la kilogram și ei le... Am chemat și criminalistul, atunci clipul este public, activistul Incomod. Am fost și agresat de un reprezentant al gărzii de mediu Constanța. Mi-a băgat mâna în gât un nene care avea poșetă ca doamnele. Are poșetă, l-am filmat cu poșetă. Merg la garda de mediu să-mi dea documentul oficial. De răspuns nu răspund la telefon oamenii ăștia, am sunat de luni de zile. Ca să-l atașez la dosarul penal, să vedem ce facem cu oamenii ăștia, pentru că așa ceva nu se mai vede decât în România. Atât. În România vezi chestiile astea. Îmi trăiesc boieri la garda de mediu. Garda de mediu Constanța. E ora mese acum, pentru că s-au strâns toate mașinile aici. Bine să vedem. Și-au închis instituția, e casa lor.
sfârșit. Bună ziua! Ia ne filmați! Da, nu trebuie. Așa? Dacă nu vă faceți treaba. De ce să ne facem treaba? Uite, de unde vine acum? Nu, am văzut că sunt la ora mesei, da? Am văzut pe aici. Uitați că nu este bine. Da, s-a barricat. Nu, dar nu-i problemă. Doamne, deci, în primul rând, documentul ăla care vi l-am dat scris aici la dumneavoastră, nu mi l-ați trimis. Nu l-am primit pe adresa de domiciliu. Păi nu v-am dat scris când am scris eu aici? Vă pervas, că știți că nu vrea să mă lăsați să intru? Privind... A răspuns la sesizarea respectivă? Da. Nu, nu mi l-ați trimis pe adresa de domiciliu. Și v-am sunat la telefon luni de zile. Păi nu adresa de domiciliu, pe adresa de e-mail. Nu, doamnă, care nu știți că... Doamnă, am lăsat adresa de e-mail și adresa de e-mail mi-a spus dumneavoastră că n-ați primit, că am trimis și nu n-ați primit. Și am venit și am dat scris. Am crezut că îmi trimiteți pe adresa de domiciliu ca să pot să primești o corespondență. V-am sunat, nu răspunde niciodată. Suntem aici, probabil. Suntem, dar nu ba, da, bun. Ce rugăminte la dumneavoastră? Deci, am nevoie să mai scriu încă o dată o petiție, mi-o dați ca să mi-o trimiteți pe adresa de domiciliu și să-mi dați răspunsul la ceea ce am scris. Vă dau un formular. Privind, da? Da. Haideți că scriu la masă. Da. Da? Da, da. Cât război duc eu cu garda de metru la Constanța? Cât e rog pixuleța? Da, este. A, și dați-mi și mie răspunsul ăla, da? Care știți, da. Ultimul răspuns. Mai îmi ziceți dumneavoastră cum a dat răspuns? Nițură, bă, ai curajul sub Buzoian, a rogea cu punctul meu. Ca să înțelegi ceea ce scriu, da, deci revin cu, fac revenire la petițiile anterior trimise, după o perioadă de aproximativ 6 luni, situațiile invocate la cele două petiții rămân la fel. Deși ar fi trebuit. Ați găsit? Da, da, da. Așa, da. Transmis, cum da, haideți că le... Da, dar știți ce mi-a spus primăria Ovidiu? Că zice, eu afirm că ei sunt ilegali și că ce acolo este ilegal și că n-au fost niciodată sancționat de garda de metru. Vă arăt documentul oficial, vă dau acum. L-am atașat, s-a sesizat. Nu, l-am atașat dosarul penal, la poliție. Că, adică v-am acuzat de favorizarea facturitorului prin documentul emis de primărie. Că ei mi-a dat așa, că ei n-au fost niciodată sancționați de către garda de mediu. Dumneavoastră, nu știu dacă ați văzut imagini și ați văzut ce este acolo. Vă arăt documentul, l-am atașat dosarul penal. Așa mi-au dat ei, că niciodată n-au fost sancționați de garda de mediu Constanța. Că au dat un fals, vor răspunde la fel. Înțelegeți dumneavoastră? Da, situații să știți că sunt neschimbate. Și acolo la spatele gării cu petrolul și cu deșeurile și în partea asta unde este spenaza. Asta scriu ca să vedem ce face până la urmă. Da? Bine, da. Deși ar fi trebuit să fie salorizate zonele.
etajul. Să te capezi. Să știi că pe așa. Ia uite mă ce. Să știi că pe așa. Dați-mi și un pis că ăsta nu știu, să știi că. Să știi că pe așa ăsta, lumea. Nu, și ăsta nu mai e. Nu știu, nu mai ai și de aici. Și spunem așa, aduc la cunoștință faptul că în continuare în spatele gării Constanța și pe drumul omul 87 către Nazarcea la depozitul de nu știu ce cum am declarat, e depozit de stații de inerte, dar să zicem mai depozit de inerte, să zicem inerte care aparține primăriei Ovidiu, situațiile sunt la fel cu poluări masive de petrol, deșeuri și alte materiale periculoase. Pentru că gura aceea nu știu ce e ala. Precum un pământ negru. Depozitat pe pe sol. Atât. Rog, luarea măsurilor care se întâmplă. Acum, și primesc răspunsul pe adresa mea de domiciliu. Azi în 21. Cam asta așa. Și acum să vedem ce zice că le-am făcut data trecută. Depozitul de deșeuri de la Ovidiu a emis o autorizație de mediu, deci a avut autorizație de mediu. Și a picat, pe cum i-a avut mâinile ăștia? De ce e de la groapa aia mare de acolo, de la a doua filmare care am filmat-o astăzi? Zice că au avut autorizații de la protecția mediului și inclusiv cu viza anuală. Dar voi cumva nu v-ați dus, mă, cum v-ați dus ce e acolo? De ce încă un document incriminatoriu? Ăștia singur s-au acuzat, măi frate, singur. Păi, dar nu ce să facă. Rampa de deșeuri liniente este amplasată într-un depozit creat artificial prin exportarea ce depozitea acestea prin împingere cu utilaje din dotare, așa. Deci, în cadrul controlului s-au constatat nerespectarea condițiilor din actul de reglementare și a fost aplicată o sancțiune contravențională. Deci, în urma controlului Gărzi de Mediu Constanța, a sancționat primăria Ovidiu pentru ceea ce am reclamat eu și să vede și în clipul care v-am spus pe activistul incomod. Bun. Și se li s-a dat măsuri cu termen de realizare conform prevederii legislației în domeniu. Dar măsuri pentru cât timp? Că a trecut, v-am spus, uite, ăsta e... Da, a trecut atâta vreme.
situația este la fel acolo. Bun, totuși, a început să miște ceva, am fost sancționați. Nu cum mi-a spus de la primărie că n-au fost niciodată sancționat. Bine, poate că înainte de chestia asta n-au fost sancționat niciodată, înainte să reclam eu. Că de-aia mi s-a dat de la primărie, că mi-a dat prea de la primărie răspunsul și după aia chestia asta. Deci, au fost sancționați, da? Să vadă toată lumea. Dar nu este suficient sancționat și li s-a dat măsuri. Uite, că scrie, da? Li s-a dat măsuri. Sancționat și li s-a dat măsuri. Da, e un lucru bun. E un lucru bun. Doamne, uitați, ai să-mi dați și mie nouă de registrare. Da, într-adevăr, au sancționat colegii, dar eu am documentul ăla care mi s-a dat înainte să primez la dumneavoastră și eu pe asta m-a referit, că n-au fost niciodată sancționat și nici măsuri, nici nimic. Abia de urma intervențiilor mele mi s-a dat sancțiuni și măsuri. Dar situația este neschimbată pentru că vin eu de acolo. Da, aștept să vedem ce răspuns mai primești acum. Da, să trimiteți pe adresa de domiciliu, că nu, cu e-mailul văd. Da, păi am scris acolo, pe adresa de domiciliu. Ați specificat, da? Da. Tocmai de asta că văd că, nu știu, nu merg e-mailurile, nu știu ce se întâmplă. Când am luat e-mail, da, da, așa? Da. Faceți da. Dați-mi un număr, dați-mi un număr, doamnă, dați-mi un număr, atât, nu mai trebuie. Da, bine. Da, da. Să rămân, am înțeles, bun? La revedere, zi bună. Apăsați pe butonaș. Aici. Dar de ce v-ați baricadat, doamnă? Vă ia frică, vă mănânc sau ce vă fac? Să rămân. Da. Mi s-a dat și, da? Numărul de registrare, presiune pe garda de mediu Constanța, maximă. Nu mai vorbim de faptul că... ia uitați, polițiștii, cum... Da, ei n-au ei treabă, ei se plimbă, uite, da? Uite, polițiștii, au ieșit din program, poate. Sau au fost la masă. Da. Sunt niște chestii referitor la un angajat al gărzii de mediu, de aici. Și cu... Nu știu dacă mai fie acum în funcțiune, angajatul ăsta, dar... este cercetat, da? Pentru că ar fi luat niște foloase de la Nicolae Matei, Top Vision SRL. Au fost niște, sunt deja niște anchete și este vizat și un angajat al gărzii de mediu Constanța, da? Privind chestia aia de la Năvodar de acolo, știți voi după ce vorbim, da? Bun, ăștia sunt garda de mediu, te lupți cu ei de o jumătate de an și situația rămâne neschimbată. Au dat sancțiuni, primăria plătește și nu se poate. Ei aveau obligația să revină, să vadă dacă zonele au fost salubrizate și dacă măsurile au fost implementate. În caz contrariu, poliții, de fapt am chemat poliția, am chemat criminalistul, s-a făcut dosar penal, eu am mers mai bine ca ei. Ei bat pasul, vă rog, că probabil nu vă să deranjeze primăria Ovidiu, că până la urmă asta este toată treaba. Să știți și voi, șefii găzii de mediu din România sunt puși pe criterii politice. Și automat dacă șeful găzii de mediu ăstea este agreat politic de un partid care... Primăria Ovidiu este pe aceeași felii, doar că niciodată nu o să fie așa ceva apă de ploaie. Hai, v-am pupat, la revedere, merg în continuare, avem de lucru, România e mare, funcționarii nu-și fac treaba, trebuie să
reclamați și răzile reclamați. Reclamații, petiții, reclamații, petiții până când să vă pune pe picioare.